În numele Domnului Iisus Hristos, deschidem serviciul divin de după masă prin imnul Iisus, prieten minunat, 90 din imnurile noi. Ne vor ruga împreună. Părintele nostru iubitor și sfânt, în numele Domnului nostru Iisus Hristos venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru că Tu ne iubești și îți mulțumim pentru dragostea revărsată spre noastră până în prezent. Amin. Îți mulțumim că ai fost cu noi în acest sabat și îți mulțumim că ne-ai adus din nou în locașul Tău cel sfânt și Te rugăm, Tată iubit, să pregătești Tu solul ca să ne vorbească din cuvântul Tău și ceea ce ne va învăța să putem să primim ca de la Tine și să punem și în practică. Te rugăm, Tată iubit, să fii cu noi, cei ce suntem aici, dar să fii și cu cei care nu au putut să ajungă în locașul Tău și Te rugăm să-i conduci acolo unde sunt, să fii cu ei și să le dai Tu înțelepciune, putere ca să înțeleagă cuvintele Tale. Noi îți mulțumim și Te lăudăm și dorim ca Tu să fii cu noi, ca să ne ajuți să fim cu Tine în cerul și Te lăudăm o veșnicie. Amin. Amin.
Săptămâna aceasta două evenimente mai serioase au atras atenția oamenilor din Statele Unite ale Americii și de undeva din Europa. Primul eveniment, îl știți, este întoarcerea lui Amanda Knox acasă. Este tânăra aceea care a fost condamnată pentru o vreme că și-a ucis colega de cameră, o englezoaică, în timp ce era la studii în Italia. După 4 ani de stat la pușcărie, s-a întors acasă. Întoarcerea ei a animat destul de serios națiunea americană, umplând inimile cu bunătate, cu fericire, mulți dintre noi găsind o nouă ilustrație a ideii de har și a ideii de revenire acasă. Aceasta este una. A doua întâmplare specială a acestei săptămâni este legată de cofondatorul companiei Apple. Da, este vorba de Steve Jobs. Iată-l aici. Născut în 1955 până în 2011, câți ani? 56 de ani. Aș vrea să înțelegem puțin din viața acestui om, pentru că în final aș vrea să deschidem subiectul nostru cu o provocare pe care acesta o face tuturor tinerilor, printr-o cuvântare pe care a ținut în anul 2005 la Universitatea Stanford. E interesant, spuneam că după amiaza aceasta este o după amiază care în mod normal ar trebui să fie condusă de tineri și dedicată tinerilor. Din cauza aceasta am dorit să încep cu un subiect care poate să fie puțin mai direct legat de modul de viață și de problemele pe care le întâlnesc ei în jurul lor. Steve a fost născut în San Francisco, tatălui era un sirian musulman, iar mama era o studentă americană. La 17 ani de zile s-a mers la colegiu, sar peste amănunte, se pare că a stat în colegiu doar câteva luni. Nu se va gândi niciodată să termine colegiul. El spune în autobiografia sa, zice, am ales un colegiu foarte scump, care am descoperit că consuma toate resursele financiare ale părinților mei. După ce am stat acolo câteva luni de zile, am decis să mă retrag de la colegiu. Asta se întâmpla la vârsta de 17 ani. În 1974 se întâmplă ceva în viața lui. Începe munca sa aici, în California, și face în același timp, în același an, o călătorie în India. Se pare că omul acesta, care are rădăcini diferite, nu? Rădăcini musulmane pe de-o parte, prin tatăl său, rădăcini creștine pe de-altă parte, prin mama sa, dorește să-și caute sensul existenței și se duce în India, undeva pe un teren neutru, ca să caute sensul vieții sale. Se întoarce de acolo budist în convingere, legat de cultele și practicile orientale și de asemenea de înțelegerea orientală a vieții. La scurtă vreme după aceasta, încearcă primele sale experiențe cu droguri. Fără a condamna sau fără a pune o etichetă, vreau doar să spun că religiile orientale, în general, se bazează pe un fel de viață sau de trăire alternativă. Este important să ai acea revelație mistică ce îți arată lumea într-o altă dimensiune. Ori această revelație mistică de cele mai multe ori a fost provocată prin droguri. Este o practică veche în cadrul religiei budiste și de asemenea o practică a religiei hippie care a lovit Statele Unite în anii 70-80. Toți tinerii care au vrut în momentul acela să-și regăsească echilibrul lor interior au consumat droguri, au dormit pe jos, s-au culcat în mizerie,
noroiul și hârtiile străzii i-au înfășurat, iar în timp ce ei dormeau acolo, studii de specialitate spun că în timp ce se întâmplă lucrul acesta, ei văd mizeria de jos, nu o văd mizerie. Orice obiect care reflectă lumina în alt fel lovește retina și creează impresii total diferite în creierul celui care se află sub droguri. Adică el vede o bucată de hârtie jos și o confundă cu o bucată de argint strălucitor. Astfel încât până la urmă el trăiește impresia că se află culcat între argint și aur. Într-un mediu extrem de bogat și extrem de frumos, în timp ce el stă în gunoi. Această trăire alternativă este foarte ciudată și are în sine, dacă vreți, lecții pentru noi. Percepțiile noastre, vreau să înțelegem de la bun început, nu întotdeauna sunt corecte. S-ar putea ca mie să mi se pare că un lucru este foarte bun și să mă bucur de el, să mă culc în el și în realitate să fie gunoi. Dar eu să înțeleg că acolo se află aurul și argintul vieții mele. Valorile mele sunt acolo. Fără să știu de fapt că eu sunt sub drog, trăirea mea este o trăire, este o alternativă nenorocită a realității. Lucrul acesta îl experimentează Steve și el mărturisește că în momentul acesta i-a deschis oarecum mintea sa și capacitatea sa de percepție spre o lume oarecum alternativă, care l-a condus ulterior în ideile sale pentru a lansa, vă rog, imaginea a doua, produsul său care zice că a revoluționat lumea, și anume tehnologia computerelor prin produsele Apple. Observați, iată-l pe el ținând în mână ultimul său produs, el fiind fața de reclamă a computerului respectiv. Fraților, este o fotografie foarte sugestivă, îmi pare rău că n-am mărit-o puțin. Este o imagine foarte sugestivă, un om își ține în mâna lui munca de o viață. Munca de o viață. În foarte multe situații, dragii mei, suntem siliți să tragem linie și să ținem în mâna noastră ce am făcut o viață întreagă. Uneori este încântător. Alteori suntem dezamăgiți. Între încântare și dezamăgire se află valoarea vieții noastre. De aceea, tuturor tinerilor care mă urmăresc în momentul acesta, vreau să-i întreb, în scurtă vreme, cândva, undeva în viața voastră, va trebui să țineți în mână ceea ce ați realizat în viața aceasta. Oare ce veți ține? Oare ce veți privi în urmă? Veți fi mulțumiți? Veți fi dezamăgiți? Produsul vieții voastre va schimba lumea? Lumea v-a schimbat pe voi? Cum e? Gândiți-vă la lucrul acesta. Deci, experiențele sale în lumea drogurilor este interesant. El spune că, într-adevăr, reprezintă una dintre cele mai interesante și intense experiențe ale vieții sale. În 1985 deschide compania Next Computer, în 86 Pixar în Disney, în 98-2005 este ultima sa etapă, că se reîntoarce la Apple. Mai face o declarație care m-a surprins de asemenea. El spune, modelul vieții mele sunt Beatles, formația Beatles. Modul cum ei au lucrat, modul cum au făcut împreună o echipă, ceea ce au cântat ei și așa mai departe, reprezintă modelul meu de activitate și în felul acesta am construit firma mea. Nu e deloc de mirare că între droguri și Beatles este o legătură foarte puternică, de asemenea, între temele abordate de Beatles și modalitatea aceasta a unei viețuiri, a unei conștiințe alternative, de asemenea, sunt relații foarte serioase. Spun lucrul acesta numai pentru că, vorbind cu tinerii și despre tineri, în prezența părinților sau a bunicilor lor care suntem aici, trebuie să facem această afirmație, și anume, viața
pe care noi o oferim uneori copiilor noștri este o viață insuficient de atractivă pentru ei. Și pentru că nu este suficient de atractivă pentru ei, în foarte multe situații își caută un fel de echilibru sau de alternanță în lumea aceasta. Dacă ceea ce găsesc în lumea aceasta este real și autentic sau nu, este o altă problemă. Dar tinerii noștri, în foarte multe situații, sunt chemați acolo. Există chemări puternice, există chemări subtile, dar peste tot în jurul nostru lumea se deschide pentru ei. Felul de viață alternativă, conștiință alternativă. Ceea ce Sfânta Scriptură învață și ceea ce noi încercăm de cele mai multe ori să oferim copiilor noștri, în foarte multe situații sunt puse sub semnul întrebării, sunt chestionate și combătute puternic de civilizația în care trăim, de mediul în care trăim. Întrebarea mea este, se mai întorc copiii noștri la noi pentru ca ulterior să ne întrebe, băi tată sau mamă, ce zici, chestia asta e adevărată sau nu? Sau nu se mai întorc? Le putem noi până la urmă îndruma pașii în așa fel încât în labirintul existențial al lor, la nivelul respectiv, noi să le spunem, știi, eu am trecut pe aici, ia-o pe partea asta, le putem spune lucrul ăsta? Mai greu, pentru simplu fapt că n-am trecut pe acolo. Distanța sau gap-ul dintre generații ne face pe noi uneori să stăm pe un mal în timp ce copiii noștri parcă sunt pe malul celălalt. E o problemă aici. Întotdeauna am crezut că Dumnezeu are putere să depășească problemele noastre. Întotdeauna cred că Dumnezeu are putere să depășească această problemă. Cred încă lucrul acesta, dar înainte de a spune că cred, spun că e o problemă. Mă întorc din nou la Steve. În 91 se căsătorește. Nunta este după ritual zen budist. În anul 2004... deja Steve își anunță primul diagnostic de cancer. 2004. Din 2004 până acum, până în 2011, el se luptă cu această boală. Este vorba de un cancer de pancreas. În acum un an și jumătate avusese un transplant de ficat, care i-a mai dat încă un an și jumătate de viață. În octombrie 5 își încheie călătoria lui. Cum și-o încheie? Așa, cu un computer în mână. Aceasta este ce am oferit eu lumii. Lumea a înțeles că darul acesta este unic. Lumea a spus că el a schimbat istoria prin această mică piesă care o ține în mână. Mă opresc aici. Vreau doar să spun, dragi tineri, Dumnezeu vrea ca voi să schimbați istoria prin voi înșivă, nu prin ceva care este în afara voastră. Dumnezeu vrea să schimbați istoria prin voi înșivă. La un moment dat, Dumnezeu vrea să trageți linie și să prezentați în fața Universului nu un computer, nu o piesă tehnologică foarte bine pusă la punct care va fi net depășită de realitatea unei împărății viitoare, și Dumnezeu vrea să prezentați lumii acestea un om de un caracter asemănător cu Iisus Hristos, care va rezista o veșnicie întreagă. Iată-l pe Steve în următoarea imagine, stând de vorbă cu Bill Gates. Vreau să vi-l prezint și în această perspectivă, doi dintre cei mai bogați oameni ai planetei, dintre cei mai influenți oameni ai planetei. Liberali, bucuroși, având ideea că viața le stă înainte, având ideea că ei sunt chemați la o victorie deplină. Unul a rămas, celălalt s-a dus. Ce e viața? Următorul slide, vă rog.
În anul 2005, Universitatea Stanford l-a chemat pentru ca să țină o cuvântare de sfârșit de an, de graduare a studenților, care graduare, care, iertați-mă, cuvântare, se termină cu aceste gânduri. Le-am pus deoparte pentru dumneavoastră. Timpul vostru este limitat, așa că nu vă risipiți timpul trăind sau copiind pe altcineva. Copiind pe altcineva. Trăiți voi înșivă. 2. Nu vă lăsați prinși în capcana dogmei. Și el definește aici despre ce este vorba. Aș vrea să înțelegem toți, nu este vorba de dogma Scripturii sau de vreo dogmă religioasă. El spune care e dogma care înseamnă să trăiești tu după modul de viață sau după experiența sau după gândirea altor persoane. Cu alte cuvinte, ia-ți viața în mâna ta proprie și fă descoperirile tale proprii, bine sau rău. Da și nu. Rămâne de vorbit, rămâne de discutat, rămâne de analizat profund. El vorbește unei generații de tineri pe care el, Steve, o invită să exploreze viitorul fără limite. Punctul 3. Nu lăsați ca zgomotul opiniilor altora să amuțească propria voastră voce interioară. Cu alte cuvinte, inventivitatea voastră, creativitatea voastră, nu o lăsați să fie, nu zic prăbușită, dar să fie înnăbușită, mulțumesc, de opiniile altora. Cel mai important, aveți curajul să vă urmați inima voastră și propria intuiție. Orice altceva este secundar. Vreau să vă întreb, avem curajul să le spunem asta copiilor noștri? Vă doriți să le spuneți așa copiilor noștri? Nu, da. Mai departe. Aceste afirmații vreau să fie provocarea noastră în după amiaza aceasta și ne vom întoarce imediat la Sfânta Scriptură. Aceeași cuvântare se termină cu următoarele. El spune că la mijlocul anilor 1970, una dintre publicațiile preferate ale lui avea pe coperta din spate imaginea unui drum foarte stâncos pe care abia te cațări și jos scria: Stay hungry, stay foolish. Este un fel de mesaj de adio. Stay hungry, stay foolish. Aceasta mi-am spus întotdeauna mie însumi. Și acum, în timp ce voi graduați, vă spun același lucru vouă. Și cu aceasta se încheie. Stay hungry, stay foolish. Vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată, o mică explicație. Ceea ce vrea să spună Steve aici nu este faptul că el promovează ideea sărăciei. Nu mânca, stai hungry. Nu. Aici este fi flămând întotdeauna după ceva mai bun. Caută altceva. Este vorba de foamea interioară. Asta. Când este vorba stai foolish, aici nu este vorba de unul care este chiar nebun în sensul social, și este vorba de un tânăr care vrea întotdeauna să caute ceva nou, să cerceteze ceva nou, niciodată nu se mulțumește cu ceea ce a fost și încearcă să împingă cât se poate de mult barierele care îi stau în față. Așa că el se desparte de toată audiența aceea de mii de studenți cu această idee, cu aceste cuvinte. Stay hungry, stay foolish. Încă o dată vă întreb, dacă mesajul acesta, un mesaj de viitor, este un mesaj pe care l-ați oferi copiilor dumneavoastră. Într-o universitate de felul acesta, mesajul a fost perceput ca fiind extrem de creativ. Extrem de creativ. Cu alte cuvinte, nu te mulțumi niciodată cu ceea ce a fost până acum.
Mergi mai departe și caută orizonturi noi. Chiar dacă alții te vor numi cum? Nebun. Tu mergi înainte, descoperă. Să presupun că toți cei de acolo au înțeles bine mesajul lui Steve. Din nefericire însă, totuși mesajul acesta a fost preluat și poate să fie preluat de o serie întreagă de tineri care nu au prea făcut diferența, așa încât tinerii hungry și foolish sunt peste tot. Vă plac? A fi foolish în sensul bun este probabil o provocare pe care o face și Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune la un moment dat că creștinii sunt nebuni din punct de vedere al oamenilor. Există o nebunie a părerilor contrarii. Neînțelese. Există această nebunie. Întrebarea mea este, tinerii, societatea, au înțeles bine ceea ce a vrut să spună Steve? Când tinerii intelectuali, cei mai buni tineri ai națiunii americane de astăzi, pozează un nonconformism apropiat de rebeliune, ei arată că au înțeles puțin mai altfel și dincolo de ceea ce a vrut să spună Steve aceste lucruri. Rebeliunea este un cuvânt acceptat peste tot și este o dominantă a tinerilor, care se regăsește și aici. Steve a vrut să-i dea o conotație bună, o conotație pozitivă. Poate din nefericire și mai mult decât poate, totuși deviația este destul de mare. În după amiaza asta, aș vrea să ne întoarcem puțin la o pildă a Domnului Iisus Hristos. Luca 15. Un om avea doi fii. Cel tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi și mie partea de avere care mi se cuvine și lasă-mă să mă duc. E timpul meu. Vreau să vă întreb ce anume l-a făcut pe tânărul acesta să se ducă într-o țară depărtată și să ducă o viață, cum zice aici, o viață de risipire. Ce anume l-a făcut pe tânăr să plece? Poftiți? Fraților, ideea de a fi hungry și foolish a fost o idee care întotdeauna a făcut apel la mințile tinerilor. Nu e vorba doar de generația de azi. Întotdeauna tinerii au fost momiți și li s-a părut că dacă vor reuși să se afirme pe ei înșiși într-un context al rebeliunii, ei vor prinde, dacă vreți, fructul cunoașterii și a binelui și a răului. Este un miraj aici. De la bun început. Pe vremea Edenului, Satan a început cu această provocare și până în ziua de astăzi el menține provocarea. S-a adresat primilor noștri părinți cu ideea, în tinerețea lor, cu ideea, nu vreți să fiți hungry și foolish? Dumnezeu a zis să nu, dar eu vă spun, dacă veți face lucrul acesta, cunoașterea voastră va fi dintr-o dată alta, va crește exponențială, voi veți fi ca Dumnezeu. Piesa fundamentală care vă va schimba vouă viața este gestul acesta de a accepta cunoașterea răului. Cunoaște răul. Dragi tineri, vreau să vă zic că aceasta este una dintre cele mai mari provocări pe care o aveți, o veți avea întotdeauna. Toată societatea aceasta vine înaintea voastră cu următoarea provocare. Cunoașteți răul. Nu știu de ce, nu știu cum reușesc să convingă, dar este un paradox și o paradigmă aici. Ni se spune și vi se spune că în rău există înțelepciune. Ni se spune și vi se spune că în rău există progres.
ni se spune și vi se spune că în rău există eliberare. Aceleași cuvinte folosite de Dumnezeu, aceleași cuvinte folosite de vrăjmașul, constituie marea capcană a cuvintelor și a informațiilor sucite și mințite cu care sunteți confruntați. Există progres în rău și prin rău? Există? Cei în vârstă zic nu. Fraților și dragi tineri, cei în vârstă vă spun nu pentru că ei au încercat. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să spun că toți am încercat lucruri rele. Nu, nu despre asta este vorba. Dar după o viață de câteva decade, scurtă de altfel, ajungi să te lovești de toate lucrurile și începi să vezi până la urmă că răul e rău și binele e bine. N-ai încotro, te silește viața. Dumnezeu a pus înțelepciune în relația cauză-efect. A pus înțelepciune aici. Faci lucruri rele, îi spune Dumnezeu lui Cain, faci lucruri rele și vei fi cum? Cum zice mai departe? Dacă faci răul, vei fi rău primit. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Aceasta este singura relație a înțelepciunii existentă și funcționabilă aici în lumea noastră și și în univers. Surprinzător este faptul că cineva vine și spune nu, nu, nu este așa. Se întâmplă ceva, există și minuni pe lumea aceasta. Așa numită gândire paradoxală vine și spune faci răul și vei primi ce? Binele. Așa spune lumea asta. Așa este, Tudoraș, da, așa este. Lumea asta spune așa, faci răul și vei fi răsplătit cu bine. Nici eu nu sunt de acord, cum nu ești de acord nici tu, Tudoraș, da. Așa, așa este. Și vei vedea, Tudoraș, că lucrul acesta se întâmplă de foarte des. Spre exemplu, te duci și mama îți spune, Tudoraș, vii la școală, de la școală vii repede acasă. Vezi, te aștept. Și colegii tăi tocmai atunci spune, Tudoraș, avem un meci de fotbal. Și tu spui, da, da, mama mă așteaptă. Și spune, știi ce? Ascultă de mine. Noi stai aici, jucăm o jumătate de oră, te distrezi bine și când te duci acasă, îi spui lui mama o minciună. Și în felul acesta, cu toate că ai făcut răul, deci ai mințit-o pe mama, cum vei fi primit? Bine, că ai mințit-o și te-ai și distrat. Și colegii spun, în felul ăsta ai câștigat, Tudoraș. Asta este lumea. Asta este lumea. La vârsta ta e așa, la altă vârstă e altfel. Tudoraș îmi spune, da, dar mama vine după mine la școală. Da, deci n-are nici posibilitatea asta. Asta e ideea. Da. Fraților, rezultatul acestei teorii până la urmă în capitolul nostru spune că a fost în așa fel încât tânărul a ajuns să ducă o viață fără frâu, fără limite, încercând aproape totul, încercând nebunia, încercând, dacă vreți, îndoiala filozofică de toate felurile, dând la o parte, îndoindu-te de totul și încercând aproape totul. Viața lui a ajuns în felul acesta un fel de viață alternativă, cu conștiință alternativă, cu mod de viață alternativ. Tot ce vreți dumneavoastră. După ce a cheltuit totul, afirmația este extrem de dură. Este extrem de dureroasă. Vă rog să observați ceea ce de fapt vrea marele vrăjmaș. Marele vrăjmaș vrea să cheltuiți cât? Cât să cheltuiți? Totul, adică ce? La ce se referă când vrea să spune că tânărul din parabola a cheltuit totul? Adică ce și-a cheltuit? Poftiți? Și-a cheltuit sănătatea? Vreau să spun că după ce multă vreme mănânci ce nu trebuie, consumi ce nu trebuie, uneori droguri, alcool, tutun și așa mai departe, într-o zi te trezești că toată sănătatea s-a dus, ești o epavă. Satan vrea să te țină acolo să te trezești prea târziu. Apoi, nu rămâi nici cu bani, pentru că orice plăcere se plătește. Și se plătește greu. Sunt o mulțime de oameni care
Plătesc pentru 3 secunde, pentru 5 minute, pentru 10 minute de plăcere, mult. Uneori o avere întreagă. Uneori o avere întreagă. Apoi, își cheltuiesc totul în sensul că și-au trădat prietenii, au pierdut iubirea pură, curată, frumoasă, s-au trezit fără posibilitatea de a mai iubi. Ați auzit vreodată tineri care spun că nu mai pot să iubească? Ați auzit vreodată tineri care spun nu mă mai pot îndrăgosti? Sunt în general tinerii care au încercat totul, care au cheltuit totul, care și-au cheltuit emoțiile, care și-au cheltuit sufletul, care au dat totul. Așa se întâmplă. Și la un moment dat, mai încolo puțin, la vârste de 25-30 de ani, spun, nu mai pot să iubesc. Ce mă fac? După ce a cheltuit totul și n-a mai rămas cu nimic, fraților, cuvântul acesta este teribil. Dragi tineri, gândiți-vă la lucrul acesta. Când ai cheltuit totul, nu mai ai nicio valoare, nici în buzunar, nici pe lângă buzunar, nici în tine, nici în afară de tine, nici tu nu mai ești măcar o valoare. Ai cheltuit totul, l-ai risipit. Ești zero. Când a ajuns la zero, spune Iisus Hristos, a mai venit și o foamete în țara respectivă. A mai venit și o foamete. Vă rog să observați ce anume trebuie să treacă peste capul nostru și peste istoria noastră ca să ne venim în fire. Vedeți câte trebuie să vină. Spuneam de dimineață, pe Iona, ca Domnul să-l convingă, a trebuit să alerge după el, să-l prindă, să-l înnece, a trebuit să-l bage în mormânt, că zice așa, zice, eram ca într-un mormânt, trestiile își împletiseră coroanele deasupra capului meu, în timp ce era în burta peștelui. A trebuit să-l îngroape în mormânt și apoi să-l scoată de acolo. Și abia atunci a venit Iona în fire. Când noi vorbim de adicție, când noi vorbim de dependență, lumea aceasta creează lanțuri de dependență din care te smulgi extrem de greu. Pentru ca tânărul acesta să-și vină în fire, trebuie la un moment dat să ajungă un mare zero și nici măcar când a ajuns un mare zero n-a văzut că a pierdut tot. Nu! Ar fi mers mai departe așa. Stau și mă gândesc la Samson. Încă o dată mă gândesc la Samson. Cum face odată o greșeală, da? Se căsătorește cu o tânără și filistenii o ard pe ea și casa tatălui ei. A fost o primă greșeală, da? După aceea se duce tot la filisteni și intră într-o femeie, la o femeie ușoară, unde filistenii încearcă să-l prindă și unde Samson smulge porțile. E a doua greșeală, da? După aceea o găsește pe Dalila, tot dintre filisteni. A câta greșeală este? A treia greșeală. Iar acolo la Dalila, de câte ori a stat Samson jucându-se cu leagă-mă, dezleagă-mă, de câte ori? De trei ori nu l-au prins și a patra oară l-au prins. De patru ori, 4 plus 3 sau plus 2, cum vreți dumneavoastră, 6 sau 7, nu, nici nu contează până la urmă. Dar asta îmi dă mie de înțeles că păcatul are forța aceasta a viciului care te ține acolo. Și uneori, ca să-ți vii în fire, trebuie să te trimită la râșniță și să dai la râșniță până s-ar scântei. Să nu mai vorbesc de faptul că i-au luat și ochii. Să nu mai vorbesc de asta. Apoi, mă întorc la tânărul nostru. Peste tânărul nostru a ajuns la un mare zero, a ajuns nimic, nu și-a venit în fire și ca totuși să poată să-și vină în fire, Dumnezeu a mai trimis și o foamete peste țara aceea. În așa fel încât a ajuns la porci. Dacă era un român care să fie ajuns la porci, nu era nicio problemă. Că oricum porci erau în fiecare gospodărie, guițau de dimineața până seara, nu-i nimic diferit. Dar când trimiți un evreu la porci, e mai rău ca moartea. Moartea îți încheie viața și ai terminat. Dar acolo ești mereu într-o zonă necurată. Ești mereu într-o zonă de mizerie. Din punct de vedere al lui, era într-o zonă de mizerie continuă.
Acum, dacă ar fi fost sub droguri, probabil că ar fi văzut tot ceea ce era acolo foarte cu argint și cu aur. Dar el nu era. Nu era sub droguri. Cel puțin nu sub droguri de felul acesta. Și textul spune, pentru că trebuie puțin să ne grăbim, textul spune: în timp ce era flămând, era hungry și foolish, în timp ce era flămând și ar fi mâncat roșcovele porcilor. Mă vedeți, frații mei, vreau să ajung aici la o zonă de intersecție. Când un tânăr este hungry și foolish, este extrem de sensibil, este extrem de coruptibil. Starea aceasta o folosește și Satan, starea aceasta o folosește și Dumnezeu. Dragi tineri, când ajungeți în situații de felul ăsta, vă rog, în numele cerului, nu lăsați pe Satan să profite. Veniți-vă în fire și lăsați-L pe Dumnezeu să profite. Aici textul spune: și a venit în fire, a fost un moment de iluminare, s-a oprit și a zis: aoleu, Doamne, dar ce-o fi cu tata? Ce-o fi cu tatăl meu, ce-o fi cu mama mea? S-a întors la tată. În momentul acesta vreau să fac o întrerupere. Într-o zi m-am dus cu mașina să fac smoke check și acolo m-am întâlnit cu un alt român care stătea și el la coadă și el fiind destul de prietenos, am intrat în vorbă și imediat am început să discutăm de cele religioase din Scriptură. La un moment dat el m-a oprit și mi-a zis următoarea imagine care mi-a plăcut foarte mult și care mă inspiră deseori. Mi-a zis așa: imaginează-ți că mergi pe stradă și dintr-o dată, în timp ce tu mergi pe stradă, cineva începe să tragă focuri de pistol. Bac, bac! Nedumerit, te uiți în stânga și în dreapta. Cine trage și de unde? Spre surprinderea ta, în 30 de secunde descoperi că trage după tine. Când descoperi că trage după tine, te ascunzi. Bun, eviți cât poți de mult contactul cu el și apoi începi să vezi sau încerci să vezi cine trage. Te uiți cu atenție, mergi pe burtă, eviți un tufiș, te ridici și într-o dată vezi cine trage. Și din nou, spre surprinderea ta, descoperi că e cel mai bun prieten al tău. Nu-ți vine să crezi, dar când mai miști puțin, mai trage odată. Și vezi cu ochii tăi cum prietenul tău trage după tine. Numai nu te-a nimerit. Stai jos și începi să te gândești: Doamne, ce-o fi? Ce-i cu el? Prietenul meu? Mai trece puțin și te uiți mai bine. Și când te uiți mai bine, vezi ceva ciudat că se întâmplă la prietenul tău. Vezi că e legat la ochi. Vezi că nu vede. Și mai stai puțin și vezi că lângă el mai este unul care îi șoptește și îi spune unde să tragă. Ați prins ideea? Fraților, noi n-avem de luptat cu carnea și cu sângele. Noi n-avem de luptat nici măcar cu noi sau cu prietenii noștri. Trebuie să fim conștienți de un lucru: că există cineva care leagă la ochi
Și după ce a legat la ochi, începe să șoptească unde trebuie să tragi. În cazul pildei fiului risipitor, fiul risipitor a păsit ceva de felul acesta. Ochii lui au fost legați pentru o vreme. Cineva din apropierea lui i-a spus tot felul de povești frumoase. Vrând sau nevrând, n-a mai văzut și n-a mai avut viziunea pe care Dumnezeu a avut-o. El a crezut mai mult pe cel ce îi șoptea la ureche. Era flămând și era suficient de nebun pentru ca să nu mai știe ce să facă. A făcut toate lucrurile pe care celălalt i-a șoptit să le facă. Dacă cumva vreunul dintre dumneavoastră, din cei ce sunteți aici, sunteți suficient de aproape și iubiți suficient de mult, rugați-vă lui Dumnezeu ca să îl dea la o parte pe cel ce șoptește. Să dea la o parte pe cel ce dezinformează. Să dea la o parte pe cel ce folosește cuvinte frumoase și care aduce moarte în același timp. Să dea la o parte pe cel ce păstrează încă pe tinerii noștri sau pe cei bătrâni, pe noi sau pe alții, încă flămânzi și nebuni, fără să putem să ne bucurăm de hrana pe care ne-o dă Iisus Hristos. Și apoi să ia cineva și mahrama de pe față, pentru ca să putem vedea, să ne putem veni în fire. Și când ne-am venit în fire, să înțelegem foarte bine că e vremea să ne întoarcem acasă. Că e vremea să descoperim viața frumoasă. Dacă cineva este încă flămând, dacă cineva este nebunit de lumea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: a venit vremea să ieșiți și să plecați din această generație, cum zice? Stricată. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Este vremea să rupeți barierele. Fiți nebuni pentru Dumnezeu, pentru că merită. Să nu vă săturați niciodată de cuvântul Său, pentru că e frumos. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, pe copiii noștri și viitorul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră. Amin.
În numele Domnului nostru Iisus Hristos și spre lauda numelui Său, închidem programul de sâmbătă după amiază cu imnul 368. Simt un dor nespus, Iisuse. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele și meritele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că de aseară, de la începutul sabatului tău cel sfânt și până în prezent, tu ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locul acesta, prin cuvântul și în învățăturile tale. Îți mulțumim în mod deosebit pentru acest mesaj din ora care a trecut. Îți mulțumim că Tu ne vorbești inimilor noastre. Îți mulțumim că în special tinerilor le-ai vorbit în ora aceasta.
Te rugăm, Părinte Sfânt, pentru copiii noștri și îți mulțumim că ne-ai dat. Sunt sănătoși, sunt cu noi în locașul de închinare. Îi încredințăm în brațele tale, la care te rugăm ca tu să trezești în ei foamea după ceva mai bun. Amin. Doamne, acel ceva mai bun ești tu, cuvântul tău și învățăturile tale. Fă-i să găsească plăcere în cuvântul tău și în învățăturile tale. Ajută-i să nu se depărteze de tine. Ajută-i să rămână lângă tine, lângă biserică, lângă familie. Ajută-ne, Părinte Sfânt, să-i avem în rugăciunile noastre, în fiecare clipă când ne rugăm, să-i amintim și pe ei, pentru ca tu să-i ferești, să-i ocrotești de toate problemele care sunt înconjurați, că știm că cel rău de multe ori caută să le astupe ochii, să le astupe urechile, să nu vadă și să nu audă, să găsească alte căi plăcute lor. Te rugăm să-i ferești, să-i ocrotești mai departe. Și ajută-ne să rămânem credincioși ție până vei veni tu. Împreună cu tine și în tine să găsim toată plăcerea noastră. Pentru săptămâna care ne stă în față, o săptămână necunoscută de noi, dar cunoscută de tine. Te rugăm, ia-ne în stăpânirea ta pe fiecare dintre noi care suntem aici. Să ne ferești și ne ocrotești pe fiecare în parte în treburile noastre vremelnice. Dar să privim spre tine, spre Golgota, spre bunătatea și dragostea ta care tu ne înconjori. Și îți mulțumim pentru aceasta, binecuvântat, mărit și lăudat, să fii tu, Tată, Domnul Iisus Hristos și Duhul tău cel Sfânt de acum și până în veci. Amin. Amin.